Bună ziua, dragii mei stupari! Bună, Mări! Bună, Marin! Bășeită! Căpășit! Mări, vezi? Uite, ăsta o și-a dus miere de-a nouă, vezi? Hmm. Care e bun, e bun. Și gata, aduce. Și de acasă. Și de acasă. Și ăla nu a avut nici de acum, i-am pus ram, ha? Da. Și ăsta ai grijă că-i becherește. Epa, uite aici, becheriu. Uite-l, becheriu. Ei, că vreau pom. Uite-l becheriu, îl vezi? El vrea să aducă și miere. Și tot. Mări, dacă ai băgat de seamă, Marine ține numai pre 12 rame de aleniști. Anume îi ține așa de lui, din cauza că dacă le-aș fi dat pre 20 de rame să fie, înțelegi, să fi dat și de dincolo, atunci nu. Numai ăștia anume sunt pentru aia plănuit, pentru roiuri. Roiuri în pom sau roiuri artificiale. Și de-aia... Și la ăsta s-o cam scos și rame când m-am dus la pădure, iar au fost matca destul de bună. Și acum să ia prămâni până la capăt. Gata. Totdeauna ne uităm prelături și la mijloc, că eu am butoare, știi? La ram. Și atunci ai văzut cum o-s făcut aia. Și eu nu vreau acum nimic, nici să-i scot, nici nimic, ca și măt clipărăchice. Mai o săptămână facă ce vrea. Dacă vrea, pune și să așa în pom. Dar nu se pune, că nu mai are acum. Așa, dacă m-am uitat vreo botcă, că știți cum e, cu vorbitul, mai ce și să uiți ce faci, știi? Că m-am uitat eu și la filmele mele și le-am făcut înainte, și n-am mai întors ramul. Și tot vorbesc și n-am mai întors ramul. Nu-i ca și când lucrui, numai, na. Trebuie să fii atent. Să fiu atent. Ia, îl vezi? Văd că de făcut, o făcut. Nu pot multe să o facă la asta. Uite, polen negru, de la macul cuclui, galben, tot fialul roșu. E, și cu asta, și asta îl avem în caiet scris că vrea să fugă.
treaba mereu să băgăm. Gata. Gata. Mări, m-am luat mănuși noi ca să mă filmați. Și iară cu ale rupte. Eu cu ale rupte mă filmați. Eu n-am plănuit să filmez. Că acum când am ajuns la capăt, iară cu ale cu butoni. Iată, măi, ăsta e un stup slab și a fost pe 2-3 rame. Nu s-a slăbit, nu nimic. Și acum să-l vedem cum arată. Să fii fără grijă. Să fii fără grijă, ia totul dus și ei să trăgească și ea. Dar nu e două încă. Asta nu e foarte bun. Mări, poți să-l scrii? N-are matcă. N-are matcă. Dar a fost chiar și în primăvară. Nu-i mai nimic ca de el. E fără matcă. Al câțilea este al doilea? Mă stare încă puietă, asta poate nu-i facție. Ce mai se întâmplă, Mary? Uite ce mai poate să fie bai. Ce? Cine joi, tu, Mary, într-o ladă. Să treacă la unul la altul. Să fie pe românul ăsta mai tare, de mască, înțelegi? Și atunci asta cu un copo slab, nu cu asta ca bine. Gata. Și ca în greu, țin în doi în lăzdația. Că totdeauna, că de-aia mie nu mă bag plăcut să țin. Ce am făcut aici? Am scos
Ramul de la stupul al de lângă, că am avut cu doi în lat. Și i-am pus un ram puiet la ăsta al fără matcă. Și numai un pic să aibă miros, când se țin două mătchi într-o ladă, atunci totdeauna a mai slabă de feromon piere, nu-i mei. Primăvara, toamna, toată iarna poți să țin. Dar așa și toată vara, cum eu îl țin ăsta, atunci de obicei se întâmplă una ca să piară din ladă. Ești acum așa, eu dacă aș fi vrut să-i pun matcă cineră la ăsta, nu b-aș reușesc. Dar am făcut altă socoată în episoadele viitoare și pe urmă vedem pe parcurs ce se întâmplă cu el. El dacă și-ar face matcă singur, mai cumva, da? Putea să se părăchească. Acum o învidea pe parcurs. Totdeauna se face, Marin face, de unește stupli și pe urmă iar îl desparce, face altul și îi rezolvată treaba. Sau aduc de la stupii ai care sunt cu șin și rame și pun aici matcă părăchită, matcă cum trebuie și n-am niciun problem. Mie place cu picioarele astea, să nu fie tari. Poate că iau albine și fac un feu de galemiș de la care nu am. Și atunci al cumață lândin complet, gata, asta văd. Și cu asta închei filmul și sănătate!